interdicție au primit mașinile care au numere de înmatriculare emise de autoritățile din Germania sau Ungaria. Sunt în vizorul polițiștilor din punctul de trecere a frontierei cei care dețin numere de înmatriculare provizorii cu caractere de culoare neagră, plăcuțele cu numere de înmatriculare profesionale sau de tip P emise de autoritățile maghiare. Autovehiculele cu numere de înmatriculare provizorii emise de Germania, la intrarea în țară nu li se va permite intrarea, iar pe sensul de ieșire din țară se va întocmi acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui auto neînmatriculat. Ca excepție pe sensul de intrare în țară, li se poate permite intrarea în țară dacă sunt transportate în remorci, trailere, platforme. În cazul prezentării la intrarea în țară a unei persoane care conduce un autovehicul sau o remorcă având montate plăcuțe cu numere provizorii sau de probă, polițiștii de frontieră nu permit înaintarea. Mașinile respective nu au drept de circulație în România. De la începutul anului, la nivelul punctului de frontieră porții de Tir 1, au fost registrate 20 de situații în care persoane s-au prezentat să iasă din țară cu autoturisme înmatriculate în Germania cu numere galbene. În această situație, polițiștii de frontieră au întocmit acte premergătoare pentru săvârșirea infracțiuni de punere în circulație în autoturism neînmatriculat. Polițiștii vor întocmi dosare penale pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat celor care vor conduce astfel de autoturisme.